Era un număr aproximativ de vreo 30 de copii atunci când am început la Orșova și în prezent am mai rămas doar eu la băieți. Cred că motivația de a realiza ceva în viață, de a-ți atinge visul, mi-a dat un plus de încredere, de curaj și cu atât mai mult, cu cât au început rezultatele să apară, mi-am dorit să ajung tot mai sus. Foarte mulți colegi talentați am întâlnit, dar totul trebuie să construiești și construiești prin muncă. Nu mă consider un sportiv talentat, ci un sportiv muncitor care a construit totul prin muncă și multă dorință. Avem o săptămână de 50% cu un antrenament pe zi și apoi revenim în cantonament, facem o săptămână 75% intensitate și apoi avem două săptămâni 100% intensitate. Săptămânile alea două sunt foarte grele. Cum ne zice antrenorul, știi că le-ai făcut bine atunci când simți că nu-ți mai trebuie, că nu mai vrei. Trebuie să fie o conexiune foarte bună între noi. Eu cel puțin trebuie să-l simt foarte bine pe Sergiu, să-i copiez fiecare mișcare ca să ne ajute mai mult în înaintarea bărcii. Într-un timp foarte scurt de când facem echipă, am reușit să ne unim foarte bine și s-a văzut și în urma rezultatelor. Suntem învățați cu durerea și avem încrederea că la competiții ajungem la cel mai înalt nivel și acolo pot spune că am simțit o altfel de durere. E durerea care la final îți oferă satisfacția. Adică după o cursă de 2000 de metri trasă din răsputeri, știi că ajungi la final și tot chinul ăla dispare și sentimentul e incomparabil. Durerea mai mare este atunci când pierzi. Când câștigi, nu te mai doare nimic. După ce ai un an plin de dificultăți, să zic, atunci când ești pe podium, totul se șterge. Te simți liber și bucuros că s-a terminat totul așa cum ți-ai dorit. Intonarea imnului, atunci când urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, consider că este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui sportiv.